Ungaria scandalizează din nou lumea. Ultima declarație a premierului rebel al Europei, Victor Orban, a stârnit o adevărată furtună după ce a fost preluată de o agenție germană cu titlul Orban sugerează posibilitatea ca Ungaria să părăsească Uniunea Europeană. Ungaria susține că declarația lui Orban a fost înțeleasă greșit. Premierul Victor Orban nu și-a propus ieșirea Ungariei din Uniunea Europeană, susține un secretar de stat pentru comunicații guvernamentale. Ce a spus Orban, cităm, cel mai important este dacă vrem să rămânem împreună, mai ales aici în Europa, pentru că Uniunea Europeană are un viitor doar dacă putem rămâne împreună, în ciuda înstrăinării culturale tot mai mari. Budapesta nu se așteaptă ca Bruxelles să preia politica maghiară de familie sau politica externă și națională a Ungariei, dar ei nu pot cere să preluăm nici noi pe cea a lor. Nu există altă soluție decât toleranța. Declarația a fost făcută cu câteva zile înainte de o decizie a Curții Europene de Justiție cu privire la noul mecanism de stat de drept al Uniunii Europene și are legătură cu legea pe care toți au numit-o anti-LGBT. Legea interzice referirile despre homosexualitate în școli, de asemenea pune semnul egal între homosexualitate și pedofilie. Premierul Ungariei spune că legea nu este împotriva homosexualilor, este despre dreptul copiilor și al părinților. Nu zice nimeni să fim toți la fel, dar e clar că dacă suntem într-o uniune, trebuie să existe ceva asemănări între noi. Da, uite, pentru ei statul de drept e un mijloc prin care vor să ne transforme în ceva asemănător cu ei, spune Orban. Păi, care mai e ideea? De ce mai ești în Uniunea Europeană dacă nu vrei să ai nimic în comun cu celelalte state, da? Și vrei tu să fii... E un loc cu UE, știi ce le-a zice? Lor și statelor care se mai trezesc cu amenințarea asta de tip Brexit. Bine, domne, ieși. Hai, la revedere. Nu-ți convine? Pa, de ce? Pentru că am acum exemplu precedentul Brexitului. Am văzut cât de minunat le merge britanicilor și cât de bine le-a ieșit cu Brexitul după ieșirea din UE, cum și-au rezolvat absolut toate problemele după ce au scăpat de Uniune, da? Vorbim de Marea Britanie acolo, totuși, nu de oricine, nu de Ungaria și de Polonia. Așa că, la revedere. Plus că, uite, Ucraina nu e în Uniunea Europeană, nu e în NATO. Uite cât de vulnerabili sunt acum. Păi asta vrea Ungaria? Vrea Orban să ajungă să facă din Ungaria? Să fie la mâna lui Putin? Aș spune că Victor Orban este acum înaintea, este în campanie electorală, dacă vrei. Vedem și toate acțiunile pe care le-a făcut, inclusiv vizita pe care a făcut-o direct la Vladimir Putin, căruia i-a cerut gaz pentru Ungaria. Însă eu cumva îi apăr această opinie, asta pentru că, da, vorbim despre unitate în această Uniune, însă e nevoie și de cooperare, adică și ei au nevoie să fie înțeleși și el vorbește practic aici pentru alegătorii săi, ai căror interese vrea să le apere în fața Uniunii Europene și asta pentru că, și dacă se va pune vreodată problema ieșirii Ungariei din Uniunea Europeană, cu siguranță nu o va decide Victor Orban, ci cu siguranță va consulta și poporul în ceea ce privește această decizie. Să ne amintim ultimele dialoguri pe care le-au avut în interiorul Uniunii Europene pe tema aceasta a legii anti-LGBT numită în felul acesta. Inclusiv Mark Rutte, premierul Olandei, spunea în felul următor: Am vrea să vă dăm afară din Uniune dacă am putea, dar nu putem face asta, așa că n-aveți decât să vă supuneți regulilor noastre. Și atunci, e vorba cumva, de un drept, până la urmă, de drepturile omului, nu vorbești așa de orice situație. Sigur, așa, dar că înțeleg poziția UE să fie radicală. Bun, și poziția conducătorilor ar trebui să fie una cât se poate de... în sensul apărării drepturilor oamenilor și asta nu pentru că ne dorim doar noi cetățenii. Voi merge acum la colegul nostru, la Balazs Barabas. Asta pentru că a fost și la noi un studiu pe această temă și românii își doreau niște lideri care să le apere interesele mai mult în Uniunea Europeană. Nu și-ar fi dorit plecarea din Uniunea Europeană, dar să aibă o voce mai pregnantă. Și am vrea să te întrebăm dacă e într-adevăr realistă o ieșire a Ungariei din Uniunea Europeană și cum ar vrea ei să, cum ar privi ei un dialog mai productiv. Da, în minutele care au trecut ați atins mai multe puncte de vedere, mai multe elemente.
care ar trebui dezvoltate în ce puțin o jumătate de oră, dar acest timp nu l-avem la dispoziție, evident. Dar așa foarte, foarte tangențial aș spune că Victor Orban a avut întotdeauna o retorică foarte militaroasă. Deci la el niciodată dialogul sau compromisul nu e prezentat ca dialog și compromis, fie cu opoziția internă, fie cu diverse organe ale Uniunii Europene, diferite instituții, ci întotdeauna luptăm, ne apărăm, ne trimitem forțele. Forțele noastre sunt nu știu unde. Deci tot timpul această retorică de război, de luptă, de defensivă, mai puțin defensivă, că nu-i place lui să se prezinte în poziția de defensivă, dar câteodată așa. Iar dacă vă uitați la cine sunt inamicii lui, cei promovați oficial, evident, în cursul istoriei, cursul istoriei lor de 30 de ani și în ultimii 12 ani de când Fidesz se află continuu la putere, au fost, de exemplu, George Soros, nu-i așa, care stă în America, care nu prea poate să, sau nu vrea pur și simplu să răspundă la aceste acuzații, critici, teorii ale conspirației, că vine Soros peste noi și ne bagă în țară 1 milion de migranți și nu știu ce. Deci întotdeauna a fost acest element al inamicului care e greu perceptibil, care nu prea poate să răspundă. Mai nou este Bruxelles-ul, acest inamic al Ungariei, care la fel, ce să-ți răspundă ție Ungariei când tu spui că drepturile omului și statul de drept e ceva așa abstract, hai lăsați-ne în pace cu prostia asta. Deci cam asta este mesajul lui Victor Orban. Dar ca să revenim la chestiunea ieșirii din Uniunea Europeană. Deci, da, se poate interpreta și în felul acesta, retorica aceasta belicoasă de care vorbeam mai devreme, că da, atacă Uniunea Europeană pentru că, dacă țineți voi minte, era fraza asta la Ceaușescu, neamestecurile în treburile interne. Deci de fiecare dată când Occidentul atrăgea atenția asupra condițiilor extrem de mizere și a propagandei deșanțate pro-Ceaușescu și a suprimării oricărei libertăți de exprimare, întotdeauna Ceaușescu venea cu neamestecurile în treburile interne. Exact asta face și Victor Orban. Dom'le, nu vă amestecați în treburile noastre, noi decidem ce vrem să facem și așa mai departe. Dar încă o dată și gata, am terminat cu explicațiile privind modul de gândire al lui Victor Orban și al partidului pe care îl conduce. Ieșirea din Uniunea Europeană. Haideți să o luăm pe pași așa, da? De ce a fost creată Uniunea Europeană și piața comună înainte de Uniunea Europeană? De ce? Deci care este principiul fundamental pe care se bazează conceptul Uniunii Europene? Balaș, trebuie este să luăm repede o scurtă pauză. Membre lipsită de taxe vamale, și revenim tot cu tine de după taxe prohibitive și așa mai departe, da? Bun. Cine este principalul partener comercial numărul 1, de unde vin cei mai mulți bani? Ungariei. Germania. Da? Deci, dacă Ungaria iese din Uniunea Europeană, atunci se taie automat orice cooperare comercială cu Germania. Pleacă din Ungaria fabricile auto, Mercedes, Audi.